Pulover tricotat pentru mărimea L. Am folosit tață kanguru și andrele 3 și jumătate. Pentru a fi mai aerisit, punem pe Andreea 100 de ochiuri. Deci pentru spate, 100 de ochiuri pe Andreea. Tragem Andreea și lucrăm un ochi pe față și unul pe dos. La primul rând lucrăm primul ochi, după aceea luăm ochiul nelucrat. Începem rândul 2, luăm primul ochi nelucrat și continuăm să lucrăm 20 de centimetri de elastic, adică un ochi pe față și unul pe dos. Am făcut elasticul de 20 de centimetri. De spatele va fi mai lung. Pieptul va avea elasticul de 10 cm. Și acum începem modelul. Primele 10 ochiuri pe margine este un pulover cu mânecuța căzută. Primele 10 ochiuri le lucrăm elastic englezesc. Ochiul pe dos luăm, lucrăm, ochiul pe față lucrăm aici, deci la baza ochiului. Și dăm drumul de pe Andreea. Și numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 ochiuri. Și acum dăm firul în spatele Andrelei și luăm 1, 2, 3 ochiuri. Lucrăm un ochi, dăm peste Andreea și mai lucrăm un ochi tot aici. Ochiul de lângă îl lucrăm cu firul în față. Apoi iară 3 ochiuri. Deci strângem 3 ochiuri, dar trebuie să facem tot 3 ochiuri din. Deci scoatem un ochi, dăm peste Andreea și mai lucrăm un ochi. Ochiul de lângă lucrăm cu firul în față, adică pe dos. Și tot așa până ajungem la capăt, dar ultimele 10 ochiuri de aici le lucrăm elastic englezesc. Iar la mijloc avem acest model. Am ajuns la celălalt capăt, deși pe față și pe dos lucrez elasticul englezesc. Cele 10 ochiuri. Acum sunt la modelul care l-am făcut pe dosul lucrului. Am ochiul care l-am lucrat aici pe dos să lucrez pe față. Și aici am cele 3 ochiuri care am făcut, am strâns 3 și am făcut 3. Primul lucrez pe dos, al doilea îl iau nelucrat cu firul prin fața lui și al treilea lucrez pe dos. Și apoi am un ochi pe față. Deci primul lucrez pe dos, al doilea îl iau nelucrat și al treilea lucrez pe dos. Și unul pe față. Și tot așa până la capăt. Sunt pe fața lucrului, iau ochiul nelucrat, lucrez elasticul englezesc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am ajuns aici la model. Deci, la primul rând, am strâns primele 3 ochiuri. Lucrez 1 și ochiul care l-am luat
nelucrat pe dos, lucrez pe dos. Deci am lucrat unul pe față, unul pe dos, apoi iau un ochi din cele crescute, 1, 2, ochiul care e pe dos și primul ochi de aici din cele crescute. Le strâng împreună și fac 3 ochiuri. Iar ochiul care l-am luat nelucrat aici, lucrez pe dos, adică cu firul în față. Apoi iară următoarele 3. Le strâng, cresc, mai fac un ochi, iar următorul ochi lucrez cu firul în față. Și tot așa până la capăt. Deci ultimul ochi de la cele 3, cu ochiul care l-am lucrat pe dos și primul ochi de aici din cele 3, le strâng împreună și fac 3 ochiuri. Iar ochiul care l-am luat nelucrat e ochiul din mijloc și îl lucrez cu firul în față, dar iau firul din spate așa. Las firul în spatele Andrelei și strâng 3, dau peste Andreea și mai lucrez încă un ochi. Și tot așa până la capăt. Sunt pe dosul lucrului, deci am lucrat cele 10 ochiuri, 2, 4, 6, 8, 10, elastic englezesc și apoi lucrez unul cu firul în față, dar doilea luăm nelucrat, al treilea lucrăm cu firul în față și următorul cu firul în spate. Unul cu firul în față, următorul luăm nelucrat, cu firul în față, cu firul în spate. Încep un nou rând, deci la un rând strângem 3, la un rând lucrăm 1, 2 și după aceea strângem 3. Acum iară, deci așa începem rândul de aici, de lângă elastic. Strângem 3 și formăm 3 ochiuri. Ochiul din mijloc îl lucrăm, da? Avem ochiul pe dos și cele 2 ochiuri pe față de la cele 3 formate. Dăm firul în spate, strângem 3 și ochiul din mijloc. Și lucrăm așa tot spatele, fără să scadem, drept. Am terminat spatele, am ajuns la umăr, deci nu se scade. Cam așa este. Aici elastic englezesc, lucrat mai lărguț. Și sunt aici la ultimul rând. Deci pe față facem modelul care este. Deci continuăm modelul. Iar pe dos lucrăm un rând numai cu firul în față. Aici lucrăm elasticul cum este. Și aici când ajungem la model lucrăm un rând numai cu firul în fața Andrelei. Deci am ajuns la partea de sus. Toate ochiurile le lucrăm pe dos, adică cu firul în fața Andrelei. Sunt pe fața lucrului, dau firul în spatele Andrelei și strâng câte 2 ochiuri, lăsându-l mai slăbuț așa. Nu strâng ochiurile.
Deci cu firul în spatele Andrelei. Pentru piept punem pe Andreea 108 ochiuri. Deci la spate avem 100 de ochiuri și la piept punem 108 ochiuri pentru că este un pullover cu anchior. Deci 8 ochiuri din mijloc, cele 8 ochiuri vom face bentița de la anchior. Aici avem 20 de centimetri de elastic, unul pe față, unul pe dos. La piept vom lucra 10 cm, unul pe față, unul pe dos și după aceea punem exact același model. Și lucrăm elasticul, un ochi pe față și unul pe dos. La primul rând lucrăm primul ochi, de la rândul următor primul ochi îl luăm nelucrat. Am lucrat 40 de cm, deci de jos până unde încep să scad anchior. Și numărăm 50 de ochiuri, deci avem 108 ochiuri pe Andreea. Numărăm, am 48 de ochiuri și aici fac modelul, da? Am strâns 3, am făcut 3, am lucrat unul pe față, am 48 până aici și aici ar trebui să strâng 3. Dar dacă am ajuns la 50, strâng 2, fac un ochi și cresc 1. Predau drumul de pe Andreea și acum încep să fac cele 8 ochiuri de pe Andreea, la care scad. Și încep cu ochiul pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum continui deci în cele 3 ochiuri lucrez unul pe față, unul pe dos și apoi strâng. Deci urmăresc ochiul pe dos. Și lucrez așa 4 rânduri. Deci unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos, respectând aici ochiurile, făcându-le un ochi pe față și un ochi pe dos. Am ajuns la cele 8 ochiuri, da, unde am semnul pus, și le lucrez cum le am. Unul pe dos, unul pe față. Unul pe dos, unul pe față. Deci 8 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci am ajuns aici la semn. Și acum continui cum am ochiurile. 1, 2 pe dos, 1 pe față. Lucrez pe dos, ochiul din mijloc de aici unde am crescut îl iau nelucrat, ochi pe dos, ochi pe față. Deci sunt la al doilea rând, încă 1, 3 și 4. Am ajuns aici aproape de ochiurile care le am pe față și pe dos. Deci strâng 3. Fac 3. Am făcut cele 4 rânduri și sunt pe fața lucrului. Deci aici am cele 8 ochiuri. 2, 4, 6, 8. Și aici am cele scăzute 3, făcute 3 și ochiul pe dos. Am strâns 3, am făcut 3. Lucrez ochiul pe dos. Și... da? Și ar trebui să strâng 3. Dar nu am 3. Strâng 2, cresc, dau ochiul în față și lucrez cele 8 ochiuri.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Întorc. Acum încep anchiorul. Ia uite un nelucrat și număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și următoarele două ochiuri le strâng împreună. Și apoi urmez exact cum am modelul. Deci se scade numai la început de rând. În partea cealaltă, când facem anchiorul, acum facem partea aceasta. Când facem în partea cealaltă, vom scade pe față. Da? Numai când începem rândul, scadem. Deci când mergem cu firul lucrat de aici încolo. Și respectăm modelul exact cum îl avem. Și pe dos trebuie să scadem. Deci facem cele 8 ochiuri și venim și strângem cele două ochiuri de lângă elastic de aici. Și apoi continuăm exact cum ar trebui să lucrăm. Și tot așa la fiecare rând. Deci pe față respectăm modelul. Cum, de unde știm cât trebuie să scadem în față. Deci la spate avem 100 de ochiuri, împărțim 100 de ochiuri, împărțim la 3, o treime pe umeri, pe un număr, o treime pe cealaltă și o treime la gât în spate. Deci 100 împărțit la 3 ar veni 33 pe un număr, 33 pe un număr și 34 de ochiuri în spate la gât. Deci trebuie să scadem 17 ochiuri pe parte și 17 ochiuri pe cealaltă parte. Cele 34 de ochiuri din spate. Să ne rămână de pe Andreea decât umerii. Umerii și bentița care mergem cu ea și în spate. Am ajuns iar aproape de bentiță, deci am două ochi pe dos, cele trei strânse. Făcute alte trei ochiuri și aici, practic, ar trebui, da, să lucrăm că așa vine modelul pe dos. Apoi lucrăm bentița. Un ochi pe față, unul pe dos. Ne întoarcem. Luăm ochiul nelucrat, lucrăm bentița. Ne-am ajuns aici lângă, da, și următoarele două ochiuri le luăm împreună. Și apoi respectăm modelul. Tot așa până reducem cele 17 ochiuri. Deci pe față lucrăm exact modelul cum este, respectând întocmai și pe dos, la fel, strângem primele două ochiuri de aici de lângă bendiță și după aceea continuăm exact cum ar trebui să lucrăm ochiurile. Deci ca să vină frumos model până lângă bendiță. După ce scadem cele 17 ochiulețe, după aceea mergem drept până facem lungimea puloverului. Am ajuns la umăr, sunt pe fața lucrului, da, cu fața lucrului spre mine și strâng câte două ochiuri. Din două ochiuri fac unul, din două ochiuri fac unul, cu firul în spatele Andrelei. Am terminat prima parte de anchior și apoi punem lucru cu spatele la noi. Numărăm aici
1, 2, 3, 4. Deci, 4 rânduri care le-am făcut la început. Și apoi venim de aici. Deci cu lucru, cu spatele la noi. Și venim și luăm. 1. Trebuie să ieșim aici. 2. 3. Urmărim firul. 4. 5. 6. 7. 8. Apoi întoarcem cu fața. Prima dată legăm firul, deci numărăm aici 4 rânduri și legăm firul ca să știm unde ieșim. Să mergem drept când luăm ochiurile aici. Și apoi începem și lucrăm scăzând cele 17 ochiuri. Deci avem ochi pe față. Deci continuăm ochiurile care le avem aici. Ochi pe față, ochi pe dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci avem 8 ochiuri elasticul de la anchior. Și apoi începem și lucrăm strângem 2 imediat lângă ochiul pe dos de aici și continuăm modelul. Cele 2 ochiuri care le strângem, le strângem cu firul în spate tot timpul. Deci strângem 3, facem 3, apoi ochiul pe dos. Strângem 3, facem 3, iar pe dos lucrăm ochiurile exact cum le avem, fără să mai strângem aici. Deci numai la început de rând scadem 2 aici. Am ajuns iară, da, aici unde am scăzut, unde scadem, strângem 2 și apoi continuăm modelul. 2, din 3 facem 3. Deci când avem așa, deci aici trebuie să strângem cele 3 și aici trebuie să scadem un ochi. Deci aici avem ochiul pe dos, ochi pe față, ochi pe față. Și trebuie strânse astea 3. Le strângem toate 4. Dar facem numai 3. Deci am strâns toate 4 ochiurile și am făcut numai 3 ca să scadem un ochi. Apoi continuăm modelul. Deci numai aici la anchior, da, unde scadem, unde trebuie să reducem un ochi. Am terminat și cea de-a a doua parte a anchiorului. Și sunt sus unde închei. Am încheiat umărul până ne rămân cele 8 ochiuri. 2, 4, 6, 8. Deci cu firul în fața andrelei. Și apoi lucrăm ventița până de la un umăr la celălalt umăr vine în spate, în dreptul gâtului. Deci ne-au rămas pe Andreea 8 ochiuri. 2, 4,
6, 8 și le vom lucra unul pe față, unul pe dos. De la un număr la celălalt, de la o parte la cealaltă a gâtului. Bentița care o facem pentru spate, deci știm că spatele o împărțim în trei, deci trebuie să fie egală cu umărul. Deci așa măsurăm ca să fim siguri că e în regulă. Pentru mânecuță punem jumătate din spate. Tragem o Andreea și lucrăm un elastic, ca și aici, un ochi pe față, unul pe dos, jumătate din cât avem la piept, deci 5 cm. Un ochi pe față. La primul rând lucrăm primul ochi, după aceea luăm nelucrat un ochi pe dos. Un ochi pe față, un ochi pe dos. Deci 5 cm de elastic. Am făcut cei 5 cm de elastic la mânecuță. Și acum iau ochiul nelucrat și încep, strâng 3. Pun modelul. Fac 3. Un ochi pe dos, deci să fim pe fața lucrului, strâng 3, fac 3, un ochi pe dos, am făcut cele 8 rânduri, 1, 2, 3, 4 flori și acum creștem, iau ochiul nelucrat, adaug un ochi și apoi punem modelul. Până în partea cealaltă. Am ajuns în partea cealaltă, deci am strâns 3, am făcut 3, ochiul pe dos, adaug un ochi, strângem bine aici să nu se cunoască și apoi lucrăm ultimul ochi. Ne întoarcem, luăm ochiul nelucrat, lucrăm ochiul pe dos, aici avem ochi pe față și cele 3 ochiuri crescute. Iar lucrăm 8 rânduri, adică 4 flori, așa, sau numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și apoi iară creștem. Am pornit de la 50 de ochiuri, am ajuns aici sus la 86 de ochiuri. Lungimea mânecuței este de 57 de centimetri. Sunt la ultimul rând. Deci ultimul rând, pe față lucrăm modelul normal, iar pe dos, pe spate, lucrăm ochiurile. Deci am lucrat pe dos, în mod normal pe ăsta l-am nelucrat, dar la ultimul rând lucrăm. Deci 3 ochiuri pe dos și unul pe față. Crescând la 8 rânduri, 2 ochiuri. Dacă vrem mânecuța mai lărguță, creștem la 6 rânduri. Și acum, cu firul în spatele Andrelei, luăm câte 2 ochiuri și le încheiem. Nu foarte strâns,
lejer cum am lucrat și până acum, ca să nu strângem lucrul. Începem să încheiem, deci punem pieptul jos și apoi spatele deasupra. Deci așa. Mai întâi venim cu bentița de la gât. Deci unde am prelungit bentița aici și încheiem aici, la umăr, bentița. Deci așa, cu dosul spre noi. Și venim aici și încheiem bentița, ochii în ochi, ochiurile care le-am lăsat nelucrate. Deci așa. Și apoi venim și încheiem umerii. Pentița din spate și apoi umărul. Cu acu. Deci încheiem de la un capăt la celălalt, având acum bentița în spate. Deci mergem de la un capăt la celălalt și încheiem partea de pe umăr și partea din spate de la bentiță, de la anchior. Și apoi umărul. Deci cam așa. Ochii în ochi, așa. Deci punem spatele și pieptul față la față și încheiem pe dos. Și încheiem așa toată partea de sus. Apoi încheiem partea laterală, lăsând aici la elastic desfăcut. Deci partea din spate mai lungă, partea din față mai scurtă. Și ochi în ochi, luăm ochiurile de pe margine care nu le-am lucrat. Lăsând firul mai slăbuț ca să nu strângem lucru. Puloverul fiind lucrat mai slab. Ochiurile de pe margine care nu le-am lucrat, care le-am luat nelucrate. Și încheiem așa până unde avem mânecuța. Deci dăm mânecuța în două și măsurăm aici și punem un semn. Încheiem puloverul până la sub braț, de jos până unde trebuie să încheiem mâneca. Lăsăm puloverul pe dos. Încheiem mânecuța pe toată lungimea și o întoarcem pe față și băgăm mânecuța, mâneca fiind pe față, puloverul fiind pe dos. Băgăm mânecuța și fixăm cheia în cheia aici. Dăm mâneca prin două și fixăm aici la umăr. Și apoi începem și încheiem. Deci fixăm cheile aici, la sub braț. Tot timpul când încheiem cu acu, încheiem slab. Deci nu strângem ața. Și apoi căutăm margine. Și venim aici. Luăm o margine de aici. Și venim în partea cealaltă la mânecuță. Deci mânecuța o lăsăm puțin mai sus, așa. Luăm marginea, sărim peste un ochi încheiat aici și venim la al doilea. Pentru că știm că aici avem un ochi nelucrat la două rânduri și aici avem încheiat din ochi în ochi.
Deci venim aici pe margine, lăsăm un ochi și venim la al doilea. Și lăsăm firul slab. Și tot așa până încheiem toată mânecuța. Gata puloverul încheiat, deci despicat aici pe părți. Anchior. Și aici cu lucrătura plastică englezesc.